Bună seara, bun găsit la Actual Regional. Știți vorba aceea? Una au promis și alta a oferit. Este trist că această vorbă se aplică tocmai în domeniul sănătății, acolo unde toți românii visează la un sistem de sănătate publică precum cel din străinătate. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care salariile din acest domeniu cresc cu 20%. Până aici totul sună bine, însă în realitate vedem că avem parte de multe modificări. De fapt, personalul medical primește cei 20% doar la salariul de bază, nu și la indemnizații sau alte sporuri. Tocmai despre această problemă discutăm în această seară, pentru că următoarea consecință care a fost proteste în sănătate organizate la București cu un număr foarte mare de participanți, de data aceasta persoane care fac parte din sindicatul Solidaritatea Sanitară. Alături de mine sunt două doamne care au funcții de conducere în această organizație, în acest sindicat. Bine ați venit alături de noi. Ați avut un drum lung ieri de la București. Vrem să știm dacă merită efortul acesta, dacă protestele aduc și rezultate. Alături de mine sunt doamna Anca Ciora, lider de sindical la Solidaritatea Sanitară Cluj, dar și vicepreședinte la nivel național al acestei federații, dar și doamna Nicoleta Lupu, vicepreședinte la sindicatul Solidaritatea Sanitară din Cluj. Așa cum vă spuneam, toți românii visează la un sistem de sănătate precum cel din afară. Însă, una dintre cele mai importante investiții este cea în resursa umană. Din câte ne dăm seama, mai mult ar trebui să protestați decât să profesați în această perioadă. Să ne spuneți tocmai ce v-a convins să mergeți până în București la acest protest cu 5.000 de participanți. Cine dorește să înceapă? Bună seara, doamnă. E un drum lung pe care ați decis să-l faceți. Este un drum lung, un drum greu, dar este un drum în interesul lucrătorilor din sănătate. Acei lucrători care în urmă cu 2 ani erau declarați eroi țării. În perioada pandemiei. În perioada pandemiei, bineînțeles. Acum am devenit acele cenușărese ale țării. Pentru mine sunteți eroi în continuare și pentru toți cei care vin la spitale. Și noi credem în continuare că suntem eroi, suntem cei care salvăm vieți zi de zi. Suntem cei care lucrăm 24 din 24, 7 zile pe săptămână, și aș adăuga, zi de zi. Știu că dumneavoastră lucrați la Spitalul Județean, care de fapt este un spital regional, e o presiune absolut enormă. Din toate județele limitrofe vin cazuri și, cum spuneați, 24 din 24 nu pot sta poate 10 minute la o poveste cu colegi. Poveste profesională, nu o pauză. Da, să servească un sandwich sau să bea apă sau alte lucruri. Și tocmai deci pauza de masă care nu prea există, din păcate. Și de aceea ne-am și deplasat la București. Ieri a fost o zi importantă pentru noi, cei care lucrăm în domeniu. A fost ziua personalului medical. Da? Și am considerat că merităm să facem acest efort, care chiar a fost mare, cu toate costurile. Uitați și vocea mea își pune cuvântul de ieri și... Na. Noi am ajuns astă noapte. Intervin eu acum. Eu sunt mai bine. Sunt mai puternică decât colega mea. Noi am ajuns astă noapte la ora 2 în Cluj. Am debarcat toate materialele care le-am avut cu noi legate de logistica unei desfășurări atât de ample. Și astăzi, de dimineață, la ora 7, am fost prezente la serviciu. Iar acum sunteți aici? Iar acum suntem aici. Înseamnă că merită prezența aici, pentru că înțeleg că nu s-a rezolvat deocamdată mare lucru dacă veniți aici să semnalați problema. Problema noastră, în momentul în care acea ordonanță 115 aseară, întârziu undeva, probabil tot cu dedicație pentru Ziua Lucrătorilor din Sănătate, a ieșit, a dat unele creșteri salariale, unele. Creșteri salariale, doar pe salarii bază. Ce înseamnă acest lucru, practic? Acest lucru înseamnă următorul lucru. Eu am un salariu de încadrare de 3.000 de lei.
în luna martie, începând cu 1 martie, salariul meu de asistent medical principal cu studii superioare va ajunge la 3500. V-am dat un exemplu pur întâmplător. Cifrele nu sunt reale. Va ajunge la 3500. Doar baza mea. Și dacă ne uităm cât costă alimentele, cât costă viața de zi cu zi... Solicitările noastre tocmai acestea au fost. Indexarea salariilor și a veniturilor implicit. Venitul nu înseamnă doar salariul de bază. Pentru un lucrător în sănătate, pentru că ăsta este domeniul nostru de activitate. Indexarea cu rata inflației, adică să ajungem cu creșterile salariale să depășim inflația. Să nu ne scadă puterea de cumpărare, ci dimpotrivă să crească puterea noastră de cumpărare. Și am mai solicitat și solicităm în continuare, reiterăm această solicitare, acordarea sporurilor pentru continuitatea serviciilor medicale. Ceea ce înseamnă sporuri de tură, sporul pentru zilele libere, nelucrătoare, sărbători legale la salariile de bază aflate în plată. Și încă un spor care se acordă tot așa pentru unele categorii profesionale. Aici mă refer la infirmiere, brancardier, personal TESA la nivel de 2018. Bun, vă propun în continuare să vedem ce a presupus acest protest din București. Au filmat colegii noștri de la TVR acolo. Urmărim materialul, după care revenim și să ne spuneți dacă și colegii din alte părți ale țării arată aceleași probleme, de fapt. Domnilor parlamentari, astăzi este ziua noastră. Este ziua personalului medical. Prin lipsa dialogului social, vă mulțumim pentru cadoul primit de ziua noastră! Protestul organizat de Federația Solidaritatea Sanitară a adus în București în jur de 5.000 de angajați din toată țara, care au manifestat în fața Guvernului, la Ministerele Muncii și Sănătății și apoi la Parlament. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Cu cât v-a crescut salariul acum? Văleleu ce văleleu! Mi-e și frică să vorbesc, dacă vă priveți cu noi, dar am zâmbetul, dar degeaba, cu 5%. Vă imaginați asta ce înseamnă 5%? Un covric, niciun covric. S-a dat ordonanța asta de urgență, nu include sporurile care sunt plătite. Noi lucrăm în 2024, sunt plătite din 2018. Acum măcar discutăm problema salariară, că asta ne arde foarte tare, apoi să le luăm treptat și partea de personal medical. După negocierile cu sindicatele mari din sănătate, inclusiv cu Solidaritatea Sanitară, guvernul a adoptat săptămâna trecută creșterea salariilor angajaților din spitalele publice, inclusiv TESA, cu 20%. Majorarea ar urma să se aplice în două tranșe, în martie și în iunie anul acesta. Dar sindicaliștii spun că actul normativ nu respectă înțelegerile de la negocieri. Este o ordonanță de urgență care se îndepărtează de ceea ce ar fi trebuit să fie salarizarea în sistemul sanitar. Respectiv, fie să fie aplicată actuala legea salarizării, ceea ce presupune creșterea nu doar a salariilor de bază, ci și a celorlalte componente, sporuri pentru condiții de muncă, sporul de tură, de zile nelucrătoare, și se îndepărtează și de ceea ce noi am negociat împreună cu Ministerul Sănătății, respectiv viitoarea legea salarizării, partea pentru sănătate. Ministrul Sănătății se declară deschis dialogului, dar se așteaptă la bună credință din partea sindicatului. Prin ordonanță de urgență au fost mărite semnificativ veniturile personalului medical, mai ales acolo unde existau discrepanțe, mai ales pentru asistenții medicali, pentru personalul TESA, pentru personalul auxiliar. Sindicaliștii protestatari sunt deciși să intre în grevă generală dacă revendicările rămân nerezolvate. Am revenit în direct, am auzit la finalul materialului despre greva generală. Însă până să discutăm despre aceasta, vreau să-mi spuneți ce ați rezolvat în urma acestui protest. Ați fost chemați la discuții la Ministerul Sănătății, la Guvern? Ce ați obținut prin aceste ieșiri în stradă? Vă spunea colega mea că am protestat cu ocazia zilei lucrătorilor din sănătate, zi decretată prin legea 56/2020, care recunoaște meritele lucrătorilor din sănătate. Bun. În fața guvernului am protestat ieri o oră. Nimeni nu a ieșit să ne vadă.
De acolo ne-am deplasat înspre Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, unde domnul ministru era plecat în, în teritoriu. La Târgu Mureș. La Târgu Mureș, știu unde era plecat. Spunea că ne va întâmpina cineva, nu a ieșit nimeni să ne cheme în minister. Iar în fața Parlamentului a mai protestat încă o oră, la fel nimic. Îngrijorător, aș spune. Foarte măcar îngrijorător. O persoană de dialog sau foarte cineva. Foarte îngrijorător, da. Să știți. Deci asta este răspunsul la ceea ce v-am spus la începutul emisiunii. Așa suntem tratați. Din păcate. Din păcate. Revin și la colega dumneavoastră să ne spuneți puțin la nivel de județ cât de reprezentativ este acest sindicat practic pentru pentru ce militați? Care sunt lucrurile la care vă gândiți atunci când un lucrător în sănătate vine și vă semnalează probleme? În primul rând, noi avem un deficit mare de personal, care știți că este un pic blocat. Acum, cu Chiu Cuvai s-a scos câteva posturi, doar ce s-a vacantat ianuarie-februarie. Deci, după ce că suntem puțini, lucrăm și în ture, sau mă rog, să asigură permanența 70% din personal, cred că face ture. Noi am plecat duminică, gândiți-vă, am luat oameni din, serviciu de 12 cu 24 sau cu 16 ca să poată să vină cu noi la, marș, unde am mărșuluit de la 11 până la 3, adică considerabil, peste 11.000 de pași. Efortul a fost pe măsură. Deci, noi vrem să avem colegi cu care să lucrăm, condiții de muncă și salarii decente. Deci nu cerem altceva, nu cerem imposibilul. Am purtat discuții, cum spune colega, a fost cumva neplăcut ieri să nu avem niciun dialog cu nimeni, dar asta este. Ce să facem? Ne adaptăm. Bun, acum știm că salariul este confidențial, însă vă întreb dacă un tânăr, poate de vârsta mea, vrea să devină asistent, a făcut o facultate sau un curs de specializare, cât ar putea câștiga în România să fie asistent medical primul an de activitate? Dați-mi voie să vă răspund eu. La această oră ați câștiga 3.000 de lei. Poate la o fabrică unde nu e așa stres, eu ar fi mai convenabil. Că la supermarketuri cred că ați ieși mai bine. Da. Deci păcate. Acesta este salariul unui asistent medical debutant. 3.000 de lei. Nu știu eu dacă o fi mult, puțin. Dar gândiți-vă că acel asistent pornește în viață. Mai ales dacă stă la Cluj, 3.000 de lei. Da. 6 luni. Iar sporurile lui, pentru că va lucra în tură, va lucra sâmbetele, duminicile, când foarte clar înseamnă niște sacrificii pentru noi. Lumea nu realizează, spune, ți-ai asumat când te-ai făcut medic, asistent medical, infirmieră, brancardier. Da, ni le asumăm, dar trebuie să fie recompensate la realitate. Adică nu mă recompensez pentru turele care ți le fac în luna februarie, martie 2024 cu salariu din 2018. Nu, mă recompensez pentru salariul care l-am acum. La ăsta faci referire. Nu la un alt salariu pe care l-am avut în urmă cu 6 ani. Bun, știm același că aceasta lucru și la medici. Aici vreau să reiterez problema medicilor. Pe gărzi. Aș trece la colega dumneavoastră. Aceasta, să spunem, ar fi una dintre revendicări. Știu că aveți pregătită o foaie cu toate revendicările pe care le-ați mediatizat, să spun așa. Da. Să o recitiți, după care vom trece la un interviu, la o reacție a Ministrului Sănătății, dar mai întâi să auzim care ar fi revendicările și să vedem ce răspuns a dat ministrul. Revendicările, pe scurt, sunt pe 5 mai importante. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de angajați din sănătate, cu cel puțin 25% pentru anul 2024. Am spus că toate sporurile sunt la 2017-2018. Acordarea integrală a drepturilor salariale prevăzute la legea 153 din 2017, incluzând raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim pe economie aflat în plată, raportarea sporurilor la salariul aflat în plată,
plata gărzilor cu tariful orar al normei de bază, acordarea indemnizației de hrană prin raportarea la salariul minim pe economie aflat în plată. Aici ne avem 9 lei și jumătate, ceea ce este foarte puțin, în condițiile în care alții au 35 sau, mă rog, chiar mai mult. 42. Și așa, real vorbind, da, ce se poate achiziționa din banii ăștia? Cum? Mănânci de 9 lei? De 9 lei? Nu, da, una ieftină. Da, cea mai ieftină. Da. 3. Adoptarea proiectului de lege a salarizării, anexa pentru sănătate, negociat cu Ministerul Sănătății în formă stabilită cu partenerii sociali și aplicarea grilelor de salarizare stabilită prin raportarea la salariu minim pe economie aflat în plată. Lucru discutat anul trecut pe vremea asta cu Ministrul Sănătății. Era foarte bine pusă la punct. Da, a trecut un an, încă nu este realizabil. Adică noi acolo chiar am muncit pe acea grilă și cumva se respectă fiecare ce școală, apropo, ce spuneați și dumneavoastră, fiecare ce școală a făcut. 4. Finalizarea negocierii clauzelor, procedurilor și anexelor conform obligațiilor convenite în contractul colectiv de muncă la nivel de sector de sănătate 2023-2025, incluzând transpunerea și aplicarea anexei 13. Și 5. Adoptarea măsurilor de creștere a calității vieții profesionale a angajaților din sănătate și de creștere a calității actului medical, acestea incluzând măsuri precum recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului de cotizare, introducerea conciliatorilor specializați în conflictele individuale de muncă din sectorul de sănătate și echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de post-liceal. Bun, aceste revendicări probabil că au ajuns și la Ministrul Sănătății sau cel puțin la vizita de ieri de la Târgu Mureș. Acesta a făcut o declarație după ce presa a întrebat cum va rezolva aceste proteste din stradă. Vă invit în continuare să urmărim împreună ce a spus Ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Nu cred că este vorba despre protestul medicilor, este vorba despre protestul organizat de o federație, Federația Solidaritatea. Dânșii au anumite revendicări. Noi am avut discuții, chiar și primul ministru a avut discuții și cu Sanita și cu Solidaritatea Sanitară. Știți bine că prin ordonanță de urgență au fost mărite semnificativ veniturile personalului medical, mai ales acolo unde existau discrepanțe, mai ales pentru asistenții medicali, pentru personalul TESA, pentru personalul auxiliar. Noi suntem deschiși unui dialog. Sper să existe și bună credință din partea acestei federații și colegii mei de la Ministerul Sănătății ei vor primi încât să asculte aceste doleanțe și măsura în care este posibil să le rezolvăm. În altă ordine de idei, una dintre revendicările lor, care se referă la noua lege a salarizării, ne dorim cu toții, nu se referă doar la personalul medical și, bineînțeles, că există o procedură legală prin care în Parlamentul României să fie adoptată această lege, care, sigur, excede, dacă vreți, competențele Ministerului Sănătății. Credeți că se va ajunge la o înțelegere sau vom avea un blocaj în sănătate? Eu, în primul rând, că am avut discuții cu cele două organizații sindicale semnificative, cu Sanitas, care reprezintă majoritatea lucrătorilor din sistemul de sănătate, și cu cei de la Solidaritatea. Bănuiesc, dacă există, așa cum vă spuneam, bună credință și sunt apreciate în mod corect eforturile pe care le-a făcut Guvernul României, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, încât să rezolve revendicările salariale, care se pot rezolva în acest moment, în condiții economice dificile, cred că se poate ajunge la o înțelegere. Repet, buna credință este însă necesară de ambele părți. Am revenit în direct. Domnul ministru spunea despre existența unui alt sindicat, ceea ce într-o democrație mi se pare absolut normal. Avem opinii diferite, dorințe diferite, însă mi-a atras atenția acea declarație cu privire la colegii din Ministerul Sănătății care vă vor primi să discutați. Ieri nu v-au primit, dar au lăsat cumva o portiță de dialog, de întâlnire, sau a fost pur și simplu o declarație care să fie făcută? Eu zic că noi nu putem fi acuzați de rea credință. Să știți, noi am respectat toți pașii procedurali. Din 31 ianuarie, data la care s-a depus intenția noastră la guvern de a declanșa conflictul colectiv de muncă și pe această cale greva,
împreună cu lista noastră de revendicări, noi, de acolo încolo, ne-am desfășurat toți pașii procedurali pe care trebuia să-i desfășurăm. Conform legii, da, am făcut pichetări, am avut o serie de 4 pichetări la București, am pichetat Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Guvern, Parlament, tot ce s-a putut picheta. Am avut acțiuni în curtea spitalelor, acea pichetare în pauza de masă, iar ieri am avut meeting-ul. Am înaintat spre ministerele de resort și acordul privind procedura de declanșare a grevei. Grevă generală? Grevă generală. Calculele se vor lua în urma unui referendum care va înrându salariaților, membrii, nemembrii, angajaților. Da. În primul rând, să vedem care este disponibilitatea lor de a intra în grevă. Vom reevalua listele cu semnături pentru grevă, pentru că omul intră în grevă doar pe baza unei semnături. Acordul omului trebuie să existe, foarte clar. Iar Consiliul de Coordonare, organul nostru de conducere, Consiliul de Coordonare al Federației, va hotărâ ce se va întâmpla în continuare. Dar din discuțiile avute și poate având și experiența de ieri, unde n-ați primit niciun răspuns, colegii ar vrea să intre în grevă generală? Adică din ce discuții aveți informare, să spun așa, nu unele? Să știți, lumea este oareșcum într-o nemulțumire generalizată. Doar că sunt nu puțini, dar sunt nu atât de mulți cei care reușesc să și exprime buna credință. Și aici la buna credință pun ghilimelele de rigoare. Am înțeles. Și m-ați înțeles ce am vrut să spun. Vreau să discutăm din nou despre ce înseamnă această presiune din sistemul de sănătate publică din județul Cluj, pentru că întotdeauna vedem la televizor știri pozitive, negative despre ceea ce se întâmplă aici și înțelegem, deducem ca telespectator că e foarte greu să fii medic la Cluj. Dar să ne mai expuneți odată pentru a înțelege lumea de ce sunteți nevoiți să bateți sute de kilometri la proteste. Cine dorește? Și colega dumneavoastră. Te rog. Încerc. Uitați-mă. Da. Acum mă uitam și ce ocazie bună avem să ne vedem și noi, că noi nu avem timp să vizualizăm. Era mai înainte, da. Uitați, ne urcăm în autocare. Da, asta e plecarea noastră de duminică, de la prânz. Uitați-vă cum am plecat. Așa se pleacă, cu toate echipamentele de protest, de marș, că de fapt a fost și marș. Ne care, vedeți? Deci efortul a fost uriaș. Autocare 4, 5, 6 autocare am plecat. 150 de persoane sau... De aici, de la Cluj, au plecat 3 autocare. Cu restul de încă 3 autocare ne-am întâlnit pe drum. Toți sunt membrii Solidaritatea Sanitară Cluj. Mă vedeați acolo, da, acum pe mine, lipisem pe autocare meeting. Da. Toți sunt membrii Solidaritatea Sanitară Cluj. Suntem un sindicat. Acum vă spun eu că eu sunt mai veche în... Cu puțin. În Solidaritatea. Este un sindicat care are membri în județul, are membri și în județul Mureș, județul Bistrița Năsăud, județul Timiș. Destul de reprezentativ, da. Și foarte important, da, că reprezentanți și medici, nu doar personal auxiliar. Avem departamente medici, departament asistenți medicali, infirmiere, personal auxiliar și avem departamentul TESA. Dar atunci să înțelegem că domnul ministru a greșit. El spunea domnul ministru că nu a spus că nu este protestul medicilor. Pe scenă, la meeting-ul de ieri, au urcat 2 medici din Spitalul Universitar din București, care au sindicate ale medicilor, și tot ieri au fost prezenți circa 200-300 de medici la protestul nostru de ieri. Așadar, a fost și un protest susținut de medici. Au fost medici. Am avut și noi. De aici au plecat cu noi medici. Bun. Știm că acum un medic are un salariu
să spunem, decent, dar vorba de o muncă de echipă, cum și noi în televiziune. Nu putem doar prezentatorul să ducă o emisiune. Correct. E o echipă de zeci de oameni și le mulțumesc pe această cale colegilor. Să ne spuneți un pic despre susținerea aceasta care vine din partea medicilor. Cum de-au intrat în acest demers al dumneavoastră? Să știți, ei sunt foarte recunoscători pentru... pentru solidaritatea, de fapt, de care dăm dovadă, ca și sindicaliști. Suntem o echipă. Suntem echipă în spital, în îngrijirile pe care le facem pacienților, și suntem o echipă și în cele sindicale, și în partea de sindicat. Întotdeauna am gândit unii pentru ceilalți. Adică, să știți, nu am auzit medic care se spună vreau doar pentru mine. Eu sunt medic, eu sunt capul, pentru mine doar. Toți, cel puțin toți membrii noștri de sindicat spun pentru toată echipa. Este foarte important să gândim așa, pentru că atunci și lucrurile merg mult mai bine. Bun, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră ce vă doriți în continuare. Practic, dacă Ministerul Sănătății, Guvernul ar putea da o altă ordonanță de urgență, ce ați dori să scrie acolo și să fie adoptat exact așa cum ați scris dumneavoastră? Să ne spuneți dumneavoastră prima dată. Cum am spus și la punctul 1, noi dorim creșterea salarială a tuturor oamenilor care lucrează în sănătate. Aici, cum zicea și colega, echipa aceea care face parte dintr-un spital, de la portar până la cel care ne conduce. Este foarte important să ne sprijinim unii pe ceilalți și asta vrem pentru toți, o creștere reală a veniturilor și nu doar salarii de bază. Pentru că ați văzut, 70% lucrăm în ture și de acolo se câștigă bănuții. Din ture, din sporuri, din nopți, din sărbători legale și așa mai departe. Deci asta, eu cred că toată lumea asta își dorește, de ce am și fost așa de mulți prezenți ieri acolo. Bun, bănuiesc că punctul 1 e punctul 1, cea mai importantă revendicare. Cea mai importantă care ar fi atunci a doua? Ce ar mai trebui? Că poate pe toate 5 nu le aprobă, dar măcar două revendicări. Probabil importantă în acest moment în care spunea domnul ministru că legea nouă a salarizării nu poate fi încă pusă în discuție. Cred că ar fi raportarea tuturor sporurilor pentru asigurarea continuității la salariile de bază actuale. Gărzile, plata gărzilor la tariful orar actual și plata pentru sporul condiții de muncă la fel la salariul actual. Cred că ar fi o majorare semnificativă a salariilor și a recunoștinței pe care o avem pentru cei care asigură continuitatea. Repet, sacrifică viața de familie, sărbătorile, ei sunt la serviciu și asigură permanența îngrijirilor pacienților. Va fi și mai atractiv poate pentru tinerii care vor să vină în acest sistem, pentru că dacă optează pentru străinătate, cred că ar fi acum o variantă mai bună, dar să-mi spuneți dumneavoastră. 100%. Ar fi o variantă mai bună și ne-am mai confruntat cu plecarea colegilor noștri, asistenți medicali în sistemul privat și în sistemul asistenței școlare, medicina școlară, unde sunt mai bine salarizați actualmente și lucrează 8 ore pe zi. Bun, ca orizont de timp, greva generală, când ar urma, când plănuiți să... Până la sfârșitul săptămânii acesteia urmează să derulăm acel referendum. Ne vom întâlni în Consiliul de Coordonare Extraordinar și vom decide. Deci probabil săptămâna viitoare vom transmite public ce s-a hotărât. Așadar, decidenții mai au câteva zile la dispoziție până vineri, că vineri e zi scurtă. Da. Deci până atunci pentru noi nu. Din păcate. Pentru noi vine sâmbătă. Bun. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Așa este. Ne dorim o țară civilizată care, în primul rând, trebuie să aibă educația pusă la punct, sistemul de sănătate, dar am dedus din emisiunea de astăzi că
fix acolo unde trebuie investit cel mai mult, în resursa umană din sănătate. Nu se întâmplă acest lucru și avem parte de procese, de proteste, pardon. Eu am fost Antonio Miclea. Revenim zilele viitoare cu informații despre această grevă generală, însă eu vă aștept și mâine pe TVR Cluj la Telejurnal Regional, dar și la această emisiune Actual Regional de la 18:30. O seară bună!